Bună dimineața! Astăzi o să vorbim despre închiderea balconului, ce trebuie să fac sau dacă vreau să modific ceva în casă, adică să dărâm un zid sau alte minuni. Ce ar trebui să știți este faptul că a apărut o lege numărul 193 pe 2019, care a intrat în vigoare sâmbătă aceasta. Prin urmare, dacă vreți să închideți balconul sau să faceți anumite modificări în casă, ar trebui să știți că există o procedură simplificată, însă trebuie să obțineți, ca și înainte, o autorizație de construcție simplificată. Mai trebuie să aveți un memoriu, mai trebuie să aveți un proiect, un releveu, o propunere de închidere al balconului și, bineînțeles, de la Asociația de Proprietari, un accept. Procedura este extrem de simplă, dacă se respectă absolut toate condițiile și o să obțineți în maxim 15 zile acea autorizație. Înainte dura destul de mult, procedura era un pic mai greoaie. O să vedem în practică dacă se respectă. Dacă vreți să modificați pereți, să dărmați pereți într-un apartament, ar trebui să știți că vă trebuie autorizație de construcție. Dacă vreți să închideți un balcon, vă trebuie autorizație de construcție și acele acte pe care vi le-am enumerat. Prin urmare, atenție foarte mare, amenzile sunt de până la 1 miliard. Cam atât.